Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Juarez. Să continuăm, tocmai ce a început și ploaia asta minunată. Ne aflăm în această zonă, nu știu exact cu ce seamănă asta, dar nu prea e bine. Nu prea văd treaba că ar fi bună prin zona asta. Și bineînțeles că avem mărărul, ia uite la asta. Ce faci, boss? Ce faci, boss? În episodul anterior l-am bătut pe clientul ăla. A fost destul de complicat, ați văzut și voi că trăgea cu ăla. Dar am bătut, bineînțeles, în cele din urmă. Am luat și noi un deces. Și hai să-i dăm la mărlanul ăsta. Sunt tare mărlane. Did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bright? Yep. They both deserve to die. And I promise, I'll tell you why. I tell you why. First, I need to tell you about the cowboy's new boss. Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys! Salutare, boss! Mamă, ce plouă, frate! O bătălie pe ploaie, frumos! Îmi place! Ia uite cum eu dau la ăsta, să moară tanța! Deci eu dau frumos! Elegant! Un like pentru acest skill! Ho! 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 Oh my god! Deci numai așa fac kill-urile, să moară tanța! Elegant! Oh, ce headshot i-am dat la ăsta. Faza nasoală e că nu prea-i văd eu bine pe mărlănuie, să mă apropiu mai mult de ei. 1, 2, am să fac o manevră, ia vine un tuncua. Bineînțeles că am dat ăsta degeaba. Pentru că e decât unul, n-a venit alții. Vin alții, ați văzut, da? Încărcăm și noi armele. Aș da o dinamită acolo, dar le păstrez pentru mai târziu că o să avem nevoie de ele. Ăla-i boss. Bine, de ce nu dau eu cu ăsta mai bine? Așa. Parcă intre glonțul mai bine. Au shotgun-uri ăștia, grijă mare. Oh my god, oh my god, cum le dau la băieți să mă arătanța. Vreau să și lutez tot odată, ca să le iau gloanțele, că o să avem nevoie de muniți în continuu. Oh, nu! Era să cadă ăștia pe mine, să mă arătanța. Bă, nu intră glonțul ăsta? Două secunde, prieten, că mă sună cineva. Da. Am revenit. Mamă, ce le-am dat-o la băieții ăștia să moară tanța. Avem aici muniție. O armă bună nu am și eu. Bă, asta ar fi bună, cred. Oh my god. Ia zi-mi cum dă ăsta, că nu mai țin minte. Dă ca naiba să moară tanța și are și două gloanțe în el. Nu, e nașpa rău. Dar nici nu mai pot schimba. Super. Poate e bun de aproape, nu știu. Dar la distanță e nașpa rău. Și fii antenă că mi-am schimbat. What the fuck, dude? Unde mi este pistolul, broadere? Ăla-i. Fără ăsta e jale. Everybody
Everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Da, am apăsat degeaba, adică. Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Mă duc în vece să mă cac, să mă arăt anța. Șerpăra aici, fugi de aici, nitic fuță că e jale. What the fuck? De ce-s? Era să o dăm cu Decesano, acolo m-am băgat în ei să moară tanța, zici că eram... Oamenii lui Clinton... Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Cred că nu e bine pe aici, așa pe aici trebuia să o luăm. Trebuie să-l găsim pe Carly Bill. Okay. Where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Oh my fucking god! Nu e bine unde m-am băgat, prieten. Fugi, miticuță. Trebuie să-mi iau o poziție de save, broadere, că sunt și în stânga. Nu pot nimeni pe ăla. Băi, ești nebun? În cap am dat. Ia, dă-te, dracu. Ok, cred că l-a fost ultimul din partea stângă. Ok, cred că ăsta a fost ultimul. Ba nu mai sumă de noi. Stai așa, brother, că eu trebuie să mai și lutez din când în când la ăștia. Ana, vin ăștia, da. Și fii antene că nu mai merge să le dau pe găurică. Luați de aici pușaților. Mamă, ce le-a făcut ăla băieți ăștia. Ia de aici, boss, ia de aici. Mâncați-aș gura ta pentru te pui cu mine, broadere. Mamă, ce le-am dat ăla băieți. Să moară tanța. Quite an impressive operation. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. Un pistol mai bun. There was this beautiful waterfall. Wow, ce priveliște minunată. Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Nu știu dacă am luat-o bine pe ei, sincer, nu cred că am luat-o bine deloc. Sau... Sau e bine, brother, e bine pe aici. Johnny Ringo and his compadres took off into the lumber yard and I followed after. Aici trebuia să ne batem cu unul, da, ne batem cu ăla. Uita cum îi zice. Aflăm acum, a? Ia uite-l primăr la noi. Curly, așa, Curly Bill. Piesa trebuia să-l găsim de la început. Și hai să vedem. De ce este în stare Curly Bill? E mișto că avem și povestea asta pe deasupra, gen. Vă povestește asta. Iau-te pe ăsta. Oh my god. Oh my fucking god. E chiar Curly ăsta. Mâncați-a și gura ta. O să fie o bătălie destul de greuță, sincer. Mi-aduc aminte. Că nu-i singur. Nu-i singur, Merlano. E unul în dreapta. Oh my god.
Dă-i, dă-i să zacă, mâncați-a și gura ta. Ah! Aproape l-am bătut pe ăsta, nu mai are foarte multă viață. Vă dați seama, eu joc la medium, dar dacă le jucați pe hard, nu cred că aveți vreo șansă, jur. Jur, la cum dau ăștia, nebunie curată. Eu pe ăsta vreau să-l bat. Trebuie să am grijă să nu o dau cu deja sau nu. Era să o dăm aici cu decesul. Ăla e Curly. Da, l-am bătut. L-am văzut pe Mărlan acolo. A încercat el să facă manevră, dar nu prea a ieșit. Bun, Ringo ăla nu l-am găsit pe Ringo ăla. Ringo, to this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Cine e asta, bă? Cine e asta? Cine e mărlanul ăsta? Johnny Ringo, a, ăsta e, ok, bun. După foarte mult timp l-am găsit pe Mărlan. Dă-o, dă-o, tate, duel versus Johnny. It's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Ia uite, cu trabucul el în gură. Asta, scoate o trabucul, ți-l... Am uitat să focuseze ăla. No. A fost mai rapid decât mine aici. Încă o dată. Încă o dată. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Da, la faza că l-am omorât, dar am spus oară mai devreme decât el. Mult mai devreme, trebuia să mai așteptăm o leacă, din păcate. Dar oricum misiunea e completată, no problemos. Dar vedeți ce voi, când facem dueluri, suntem dezonorabili, pentru că am scos arma înaintea lor, cu mult. Asta e viața, n-avem ce face. Dacă v-a plăcut acest episod, dați acolo un mare, mare like. De fapt, stați așa când nu închidem episodul. Nu mereu suntem onorabili, mai trebuie să fim și dezonorabili. Și mergem așa prin. That's why I went after Henry Plummer. Now wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Indeed I did. De acum încolo o să încerc să fim onorabili, să învingem pe mâna noi exact cum ar trebui să-i omorâm. Bineînțeles că putem completa misiunea, dar că na. Nu mai suntem atât de buni. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. Ceva timp a mai trecut după moartea lui John Ringo. Și trebuie să mergem în mină. Acolo am înțeles că o să aibă un jaf. Dar asta în episodul următor, așteptăm să vorbească asta. Tocioară mâncața și gura ta. Da, prieteni, avem și un skill point, hai să-l investim repede. Da, o să băgăm aici. Nu cred că o să bag eu un shotgun și în alea, vedem. Da, prieteni, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Eu am fost Metecă, toate cele bune, respect, pa, pa!